Există multe situații în care pacienții vin în clinică pe punctul de a-și pierde toți dinții. Adică mai au în gură 2-3 dinți, în rest mai au doar restul radiculare, adică dinți care nu mai pot fi recuperați. Și atunci, în cadrul unei singure intervenții chirurgicale, lucrând împreună cu medic anestezist, care asigură un confort fantastic pacientului prin faptul că pacientul aproape doarme pe scaun în timp ce noi efectuăm intervenția chirurgicală, extragem tot ce a mai rămas din structurile dentare vechi, curățăm tot țesutul infectat, inserăm 6 implanturi în partea de sus, 4 implanturi în partea de jos, iar imediat după intervenție putem să luăm amprente la nivelul acestor implanturi, iar în 24 de ore pacientul primește o lucrare provizorie fixă. Asta este varianta cea mai comună când vine vorba de implant dentar într-o zi. Mai sunt situații în care pacienți își rup un dinte din față și automat fiind un dinte din față, nu putem să așteptăm termenul de 4-6 luni ca acel implant care va înlocui rădăcina distrusă să stea pacientul fără dinte. Și atunci, în aceeași intervenție, punem implantul dentar, punem un bond special provizoriu și realizăm și o coroană provizorie astfel încât pacientul să poată să zâmbească și să funcționeze în aceea zi cu un implant dentar în gură. Tehnica Fast and Fixed ne permite, folosind la mandibulă doar 4 implanturi dentare, să punem o lucrare provizorie fixă în 24 de ore. Un avantaj major al acestei tehnici este că avem costuri fixe de la începutul intervenției, este o singură intervenție și putem să folosim osul pacientului. Deci nu mai este necesar să facem adiții, nu există riscuri să afectăm acest nerv la nivelul mandibulei, practic este cea mai sigură intervenție în cazul în care avem de locuit toți dinții de la mandibula unui pacient. Iar o lucrare provizorie care vine înșurubată pe aceste implanturi poate fi realizată în 24 de ore. Tehnologia este extraordinară când vine vorba de a ne da nouă posibilitatea să folosim implanturi angulate la 35 de grade, astfel încât să folosim osul pacientului, care întotdeauna rămâne doar în zona aceasta din față într-o cantitate suficientă. Dacă am vrea să punem un implant mai în spate, nu am avea suficientă înălțime de cele mai multe ori. Și tocmai de aceea folosim aceste implanturi la angulație de între 35 și 45 de grade, care este compensată de acest sistem de bonturi special gândite de către compania Breden și care are o componentă specială pentru lucrarea provizorie, care este o capă realizată din titan, care se așează perfect peste aceste bonturi. În felul acesta, pacientul poate funcționa în 24 de ore cu o lucrare provizorie fixă. După o perioadă de 4 luni, în care recomandăm întotdeauna să avem grijă, pentru că este totuși o lucrare provizorie realizată dintr-un material plastic, care nu este gândită să fie foarte rezistentă. Și atunci trebuie să mâncăm mai mult alimente moi, lichide, semisolide. După această perioadă de 4 luni de zile, este un proces foarte simplu, se deșurubează lucrarea provizorie, se ia amprentă la nivelul acestor bonturi și se realizează o lucrare nouă, definitivă, care este mult mai rezistentă și mai estetică, pentru că avem și niște probe estetice, adică pacientul poate să previzualizeze cum va arăta lucrarea finală, o lucrare finală care va avea 12 dinți, astfel încât o să avem și molari și pacientul va putea să realizeze masticația foarte simplu, foarte ușor. În tehnica Fast and Fixed, bonturile protetice special gândite pentru acest sistem se inseră odată cu intervenția chirurgicală, în același moment în care se inseră implanturile, astfel încât noi luăm amprenta la nivelul acestor bonturi și nu o să mai umblăm niciodată la nivelul gingiei, astfel încât nu mai trebuie niciodată să operăm acest pacient.